Dumnezeu să binecuvânteze toți tineri. Amin. Când eram aici pe bancă, iar vă stă puțin dacă vrei, am stat și mi-am adus aminte că este un verset undeva pe la jumătatea Bibliei, bine, nu din versetul ăla o să predic în seara aceasta, și spune în versetul ăla din 110, Psalmul 110 cu 3, partea C, vine tineretul tău ca roa la tine. Adică atunci când vin tinerii la biserică, așa cum vine roa dimineața, totul trebuie să fie proaspăt. Și tinerii sunt cei care vor împrospăta biserica și sunt cei care o vor duce mai departe. Dumnezeu să vă ajute să fiți tot timpul plin de roa. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare, vă citesc în seara asta din Timotei, din 2 Timotei, din capitolul 1, o să vă citesc un singur verset și cuvântul lui Dumnezeu spune așa. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Amin. Haideți să ocupăm locurile și vrem în seara asta ca Dumnezeu, care este un maestru bucătar al cerului, să ne hrănească din nou sufletele. Că noi venim la biserică și de aici nu trebuie să plecăm niciodată flămânzi. Spune că într-una din zile, îngerul care era reprezentant cu boabele de rouă s-a uitat pe fereastra lui din cer și a văzut că îngerii care aveau lucrări mai de făcut erau foarte apreciați. Și el nu prea era băgat în seamă. Și atunci s-a întristat și a spus, mâine dimineață nu o să mă mai duc să pun rouă și nici poimine. Și a trecut o zi, și a trecut două, și a trecut mai multe zile și la un moment dat vine Dumnezeu și îi spune, zice, hai vino puțin să te uiți pe fereastră. Și când s-a uitat pe fereastră, tot pământul era pârjolit. Și a zis, de ce este pământul pârjolit? Pentru că tu, zice, nu ți-ai mai făcut datoria în ultimele dimineți. Și a spus, da, dar am crezut că ceea ce fac eu nu este important. Și a zis, da, dar fără babele de rouă, atunci tot pământul se usucă. Și Dumnezeu și-a spus îngerul, bine, am să mă duc și o să-mi continui treaba. Și Dumnezeu a zis, da, dar până să te duci, o să dai o furtună puternică, să plouă foarte mult și violent, ca să se ridice din nou vegetația. Vedeți, de foarte multe ori, și eu, și poate chiar și dumneavoastră, avem impresia asta că suntem îngerii care răspândim boabe de rouă. Și nu-i important munca pe care o fac, eu sunt tânăr, eu sunt prea neșcolit, eu am nu știu ce problemă, eu nu mă descurc să cânt. Luiza mi-a spus în spate în continuu, nu mă pune să cânt, nu mă pune să cânt. Zic, ba da, o să te pun să cânti. Că dacă azi nu cânti, mâine nu cânti, poimâine nu cânti, după aceea, când o să încep să faci lucrarea aceasta? Vreau să vă mai spun un lucru. Niciunul dintre cei care sunteți aici, nu sunteți niște persoane care să nu fi investit Dumnezeu ceva în voi și care să nu aveți ceva de dat. Și boabe de rouă, dacă ar fi să puneți mai jos. Să nu spuneți niciodată că nu puteți să faceți ceva. Îi aud pe unii dintre tineri și ei spun, zice, da, dar zice, parcă suntem un tăciună care abia mâncăște. Parcă nu știu ce s-a întâmplat cu noi. Vreau să vă spun două argumente în seara asta și o să vă spun mai multe. Unul dintre argumente, diavolului nu-i convine niciodată ca voi să vă întâlniți pe el. De aceea când te invită cineva la biserică, pune tot felul de bariere satana. Să nu te duci cumva, să nu cumva să ieși lăcrămioara de acolo din cămin și să vii până la biserică la profides, că s-ar putea să te muște vreun câine, apropo. Să nu cumva să te duci să predici, să nu cumva să te duci să cânti, dar tu nu ai voce, dar tu nu poți să evangelizezi pe nu știu cine, dar tu ești prea tânăr. Și vedeți, diavolul vine și oprește la un moment dat, te oprește să mergi la biserică, te oprește să citești Biblia, te oprește să te rogi împreună cu alții. Și al doilea lucru pe care îl face este că diavolul, dacă te scapă cumva ca să mergi la biserică, după aceea spune, ok, dacă te duci la biserică, acum să nu te implici în slujire. Dacă te-ai dus la biserică și te-ai pocăit și te-ai botezat, frăște-te, este suficient. Și majoritatea tinerilor pe care eu o cunosc și a oamenilor care sunt în vârstă s-au oprit undeva aici după botez. Imediat. Au mers până în direcția aceea și noi vrem în seara asta, așa cum a zis Toni, să spargem barierele astea și să punem barosul pe ele, da? Acum, vedeți, atâtea lucruri pe care eu le aud și scuze pe care le găsesc cu oamenii. Și spune, da, sunt prea tânăr, da, nu pot, da, de ce să mă bag acolo? Alții vin care sunt mai în vârstă și opresc, să zicem, tinerii. Da, pentru diavolul nu sunt unii prea tineri. Adică cum, la 12 ani poți să te droghezi? Adică la 14 ani poți să faci avort? Adică la 13 ani să-ți începi relațiile intime cu alții? Adică poți să te îmbeți, să zicem, când ai banchetul de clasa 4-a?
poți să vomiți pe tine, poți să mergi prin metrou, să urli, să behăi, să faci ca toate arătările. Și adică pentru Dumnezeu n-ai fi bun ca să faci o slujire. De ce? Că ești prea tânăr. Să vă iasă din minte chestia asta, că Dumnezeu se folosește de tineri și așa cum sunt ei, că de-aia ne-a chemat Dumnezeu aici, Dumnezeu vrea ca să facem lucrul ăsta. Însă, foarte mulți au rămas decât cu amintirea aceea, cu dorința aceea de a se boteza și au rămas acolo. Eu îmi doresc ca voi să nu trăiți din amintiri, să nu trăiți numai din intensitatea care ați avut-o până v-ați botezat, că eu stau cu oameni de vorbă și îmi spune: frate Nicu, când eram noi în anii 75 și cântam, când ne rugam noi până anii 80, ne ridicam frații de la pământ, când făceam nu știu ce bun și trăim în 2018. Foarte mulți oameni trăiesc cu amintiri și aș vrea ca voi să nu trăiți cu amintirea că ați dat cândva un sandwich, că ați făcut cândva un bine, că odată de Crăciun v-ați dus nu știu la cine și ați dat o geacă din șifonier care oricum nu vă mai încăpea, că ați crescut. Nu, aș vrea ca lucrurile acestea și voi și eu să le facem tot timpul astăzi. Amin? Și așa tineri și așa cum sunteți, Dumnezeu vrea să vă folosească. Nu mă feresc de voi, sunt statistici și una dintre statistici spune că 85% dintre creștinii care s-au pocăit și sunt în biserică n-au adus pe nimeni niciodată la Domnul. Auzit unii? 85% dintre oamenii din bisericile noastre, sunt 500.000 de pocăiți în România, 85% dacă ar fi să îi împărțim la vreo 400.000 de oameni, niciodată n-au adus pe nimeni la biserică. 15%, nu 15%, iertați-mă, mai mult de 10% decât în primii 2 ani după ce s-au pocăit au fost activi și s-au oprit. Și 5% sunt boii aia care cară în greu și duc jugul mai departe. Și vreau ca voi să fiți aia 5%. Și să dea Dumnezeu ca în România, nu 5%, să fim din ce în ce mai mulți care muncim. Priviți puțin la biserici și uitați-vă, foarte mulți oameni care duc lupta aceasta până la convertire, până la botez și apoi știți ce devin? Iubit ascultător. Și eu aș vrea ca voi să fiți iubiți slujitori. Că știți ce spune Domnul? M-am uitat și am văzut o grămadă de grâne, dar am văzut atât de puțini slujitori. Și slujitorii ăia trebuie ca să fiți voi. Domnul ne-a dat două porunci în viață și două porunci uriașe. Una dintre ele este: veniți la mine, oricine, nu contează de unde, dar după ce ați venit la mine, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. Dacă ați venit la mine, zice, după aceea trebuie să fiți martorii mei. Dacă ați ști, tinerii, ce potențial e în voi în 2018, în România, în București, aici, în Profide și nu numai unde. Ce potențial! Sunteți generația care aveți cele mai multe informații care le-a avut planeta vreodată. Sunteți generația care aveți cele mai multe resurse, n-a avut niciodată în istoria omenirii nimeni. Voi la un clic distanță ați aflat toate știrile, ați trimis Evanghelia mai departe. Un singur clic trebuie să dați. Sunteți generația care Dumnezeu a îngăduit ca să trăiți acum și aveți absolut orice. Generația asta, ce mai educați oameni ai istoriei? Niciodată n-a existat atât de educați oamenii care sunt astăzi. Și știți ce e interesant? Că Teodor Sida, care a întemeiat baptismul în România și a botezat 11.500 de oameni, se ducea cu bicicleta prin sate la 1800 și ceva, prin toată Transilvania când apărțeau ungurilor. Și noi astăzi avem rachete, avioane, elicoptere și nu ne mai ducem. Și noi astăzi nu mai predicăm Evanghelia nici celui care este la bloc deasupra noastră, nici celui care stă în cameră la cămin, în camera cealaltă față de mine. Mă înțelegeți? Domnul să ne ajute. Dacă ne-a pus Dumnezeu atâtea resurse, să știți că Dumnezeu va cere mult de la noi. Și eu nu vreau ca să vă descurajez în seara aceasta, dar trebuie ca să ne răscolească puțin Dumnezeu. Sunteți, aș putea să spun, dunamisul lui Hristos, dinamitele lui Hristos. Numai că mă uit de multe ori la tineri și nu numai la tineri, parcă ați rămas încremeniți în alergare, așa, nu știu cum să vă zic. Așa m-am gândit că sunt foarte mulți oameni și aș vrea în seara asta ca să ieșim puțin din starea aceasta. Amin? Vine și învățăm ceva de la Timotei. Haideți să vi-l explic pe Timotei. Timotei era un băiat tânăr și foarte timid. Timotei a locuit într-un oraș cosmopolit și nu era nici măcar în țara lui. Era undeva departe, cum sunteți poate unii de aici, studenți sau nu numai, departe de casă. Departe de casă, departe de poporul lui, n-avea sinagoga lui, n-avea învățătorii lui, n-avea rabinii lui pe lângă el, era singur. Timotei avea o mamă care era pocăită și un tată care nu era pocăit. În fiecare seară taxul înjura, țipa la maică sa, îl îmbrâncea, vorbea destul de urât, nu l-a văzut niciodată la rugăciune.
Dar bunica lui, o femeie care avea o inimă foarte mare, a început să-i vorbească de Dumnezeu. Dar Timotei l-a găsit pe Pavel și încă de mic, încă de copil, în inima lui s-a sădit Hristos. A fost într-o țară departe, n-a avut la el nu știu ce mari învățători, dar niciodată a știut Jehova este Dumnezeul meu și îi slujesc acestui Dumnezeu. Eu știu că există în cer, zice Jehova Rafa, că există în cer Jehova Irire, că există în cer El Elohe Elohim, că există în cer Creatorul acesta și îmi poartă de grijă. Și Timotei, încă din tânără pruncie, și-a pus viața la dispoziția lui Dumnezeu. Și acum, băiatul acesta care știa că are un Dumnezeu uriaș, și el a fost ispitit ca toți tinerii din vremea lui, și el a avut atâtea atacuri și culmea, a rămas în picioare. La un moment dat a venit Pavel în Listra și când a venit Pavel în Listra, a fost dat afară din cetate, bătut și lăsat aproape mort. Și Pavel trebuia ca să vină să investească mai departe în Timotei și să-l împingă să facă treaba. Și când a fost lăsat afară aproape mort, Pavel și-a revenit de acolo și a venit și a spus: eu trebuie să-mi continui mai departe lucrarea, Timotei, îmi pun mâinile peste tine. Și Duhul lui Dumnezeu, zice, care este în mine, Duhul lui Hristos să fie peste tine și tu să duci lucrarea mai departe. Și când și-a pus dare, s-a înflăcărat dintr-o dată Timotei. Numai că Timotei, când se ducea undeva să predice, era la fel ca Toni. Păi zice, ce să ne vorbească nouă tinerelul ăla, mă? Păi ce să vină, mă, băiatul ăla cu chitară, mă? Păi ce să vină acum, zice, nu știu care de nu știu unde. Ăla e de-abia student, mă. Dar ce-l pui pe ăla în comitete, mă? Dar ce-l pui pe ăla nu știu unde? Și Timotei era cam teamă. Și i-a spus, la un moment dat, Pavel a zis: Timotei, tu să înflăcărezi Duhul care este în tine. Tu să înflăcărezi darul care este în tine. Știți cum este înflăcărat? Deci la un moment dat, când îi spune de partea aceasta de înflăcărare lui Timotei, că a fi înflăcărat pentru Dumnezeu este a fierbe pentru Hristos. Știți cum e traducerea din limba greacă? Ca un cazan în clocot. Ați văzut cazane în clocot? Așa trebuie să fie toți creștinii, așa trebuie să fie tinerii, așa trebuie să fie cei în vârstă, ca niște cazane în clocote. Dar zice, dați râd oamenii de mine că sunt prea tânăr, că spune nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea ta. Râd oamenii de mine că sunt prea tânăr. Cum adică ești prea tânăr? Păi Spurgeon avea 17 ani când a început să predice. Și la 18 ani Spurgeon strângea mii de oameni în Londra. Și la 19 ani avea la Tabernacle în Londra undeva la 11.000 de persoane îl ascultau pe Spurgeon, că nici predicatorii, nimeni în România nu strânge 11.000 de oameni într-o biserică. Că pe stadioane mai sunt frați de-ai noștri care, slavă lui Dumnezeu că avem predicatori în România și strâng mii de oameni. A venit după aceea și zice, sunt prea tânăr. Păi John Wesley era student și la un moment dat împreună cu fratele său și după aceea a venit Whitfield și a spus, măi, noi ne rugăm, noi vrem să fim alții, am auzit de nu știu ce metodiști, am auzit că fac alții și a început o explozie și a început revival, a început trezirea spirituală în Anglia și s-a dus după aceea George Whitfield în America pe la 1740 ceva și la predicile lui a fost great revival, s-a trezit toată America și America de-aia este unde e astăzi, că un tânăr s-a dus și l-a predicat. Și atâția tineri pe care Dumnezeu îi folosește și care sunt și pe paginile Scripturii. Rick Warren spune, am terminat facultatea și m-am dus în Saddleback Church și când am ajuns acolo a venit un taximetrist și a spus, zice, ce vreți să faceți aici? Păi vreau să fac o biserică. Păi cu cine? Păi zice, cu mine, cu nevastă ta și cu tine. Și mă vei duce undeva la cineva ca să-mi dea cu chirie un apartament și n-am niciun ban și primele 6 luni trebuie să mi-l dea gratuit. Ăla numai că nu și-a făcut cruce taximetristul, a zis, ăsta nu e sănătos. Când s-a dus, a vorbit cu omul ăla, zice, ce vrei să faceți aici? Biserică, cu cine? Păi zice, cu mine, cu nevastă mea, cu taximetristul și cu tine. Și așa a început. Știți cât are Rick Warren azi? 31.000 de oameni la biserică. 42.000 de persoane în fiecare zi au castronul cu mâncare de la biserica lui Rick Warren, care era copil și a spus, eu știu că tu ești Dumnezeu și te folosești de tineri. Ce dinamite are Dumnezeu aici în România? Și dacă ne-am lăsat, să zicem, călăuziți de Dumnezeu și la mâna lui Dumnezeu. Era Gedeon tot așa tânăr pentru un task, bătea greu un task unde trebuia să stoarcă struguri și a venit și a spus, dar eu nu pot să vin, Doamne. Dar eu sunt cel mai tânăr, dar eu sunt cel mai sărac, dar eu sunt în cea mai mică seminție. Și Dumnezeu a spus, dar tu uiți cu cine ești. Păi tu e zero, dar eu sunt unu. Și unu plus zero face 10. Adică unul lângă zero face 10, iertați-mă. Și a zis, tu te vei scula, tu te vei ridica. A venit Dumnezeu la David și o să mai vorbim despre el în seara asta. David, care era un copil mic, toată ziua cu praștie, toată ziua cu arcul, și s-a ridicat David și a spus, unsul ăsta, Goliat ăsta, păi zice, în numele lui Hristos, în numele lui Dumnezeu mă ridic. Și a zis, acest netăiat împrejur, n-are cum să hulească numele lui Dumnezeu. În fiecare zi se strângeau toți acolo în linie de bătaie și uite așa stăteau soldații, le mai spuneam uneori, știți cum strigau ăștia că aia de la Noua Zeelandă, ugă, 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 ugă făceau. Și a zis, mă, dar aveți dușmanul în față, niciunul nu ieșea. Și când vine David îi zice Eliașab, fratele lui,
Îi zice Eliab fratele lui, zice, a, știu eu, inima ta ești îngânfat. Și zice, de ce sunt îngânfat? Ai venit să vezi lupta. Ce luptă, mă, că nu vă luptați niciunul? Și atunci David a spus, mă voi duce eu la luptă. Și s-a dus cu armele lui, că să țineți minte, să folosiți armele voastre. Noi încercăm să folosim armele, că nu știu cine a făcut așa, că nu știu ce. Nu, Dumnezeu are pentru fiecare armele lui. Acum, eu v-am spus în seara asta și eu cred că voi m-ați înțeles destul de bine. Pavel vine și scrie două epistole pastorale lui Timotei și spune, Timotee, trebuie să ai grijă lucrul ăsta. E un manual de instruire pentru tineri. Eu în seara asta nu m-am uitat la ceas, dar nu o să pot să vă predic totul despre Pavel, despre Timotei, decât câteva lucruri. Și spune, să-ți ții minte, Timotee, tu ești responsabil de lucrarea pe care o faci. Vine și îi spune, tu trebuie să te lupți lupta cea bună. Vine și îi spune, tu trebuie să te porți vrednic de casa lui Dumnezeu. N-ai cum să te porți asta. Ce s-a rugat Toni în seara asta și noi aici? Doamne, scoate Duhul de lume dintre noi, hai să nu zic din noi. Ajută-ne să ne purtăm ca creștini, că tot am început să copiem lumea. Adică vă spun sincer, nu ne trebuie nouă lucrurile care sunt în lumea afară. Noi să le ținem măcar pe astea din biserică. Spunea Mark Twain așa, eu nu mă tem de versetele care nu le știu din Biblie, eu cel mai tare mă tem de versetele pe care știu și nu le împlinesc. Știm Biblia, fraților, știm ce scrie aici în Biblie. Domnul să ne ajute ca să putem să o păstrăm. Și vine și îi spune să nu neglijezi darul care este în tine, să te păzești că sunt anumite lucruri care te fac să cu prejudecăți, să te păzești, să păzești ceea ce ți s-a încredințat. Și asta îmi place la Timotei. Știți cum l-a numit pe Timotei? Că și în seara asta, un lider neașteptat. Și în seara asta vreau să vă vorbesc despre un lider neașteptat. Nu te așteptai că ești tu, că vei fi un lider. Nu te așteptai că poți să faci lucruri extraordinare. Nici eu nu m-am așteptat. Că vă zic sincer, nu m-am gândit în viața mea că eu o să predic dincolo de bisericile pe care le frecventam acolo în județul Prahova. Nu m-am gândit în viața mea că o să scriu. Nu. Dar Dumnezeu a spus, o să poți să faci lucrurile astea. Mi-a fost teamă la început, dar așa lucrează Dumnezeu. Și vine Pavel și îi spune așa, vreau să ții cont de un lucru, să înflăcărezi darul care este în tine. Dar de ce să-l înflăcărezi? Păi zice, trebuie ca să fii folosit la maxim de Dumnezeu. Pentru că în jurul tău, Timotee, sunt o mulțime de oameni care sunt falși și o mulțime de oameni care sunt pocăiți numai pe jumătate. Aș vrea zice ca tu să fii acela care te folosești 100% și sunt atâtea pofte, atâtea ispite, dar aș vrea ca tot timpul să fii înflăcărat, să fii un foc intens, să fii un cazan, așa cum v-am zis mai devreme. Să înflăcărezi darul care este în tine. Zice, dar de ce să înflăcărezi darul acesta? Dar ce dar am? Păi zice, ai dar de evanghelist, ai dar de proroc, ai darul de scrie, ai darul mângâierii. Adică toată lumea se așteaptă ce să fie, decât predicatori și proroci, nu? Ai darul de a îmbărbăta pe alții. Ai darul ai darul de consilia, să înțelegi. Tu ai darul de... Mergi și faci psihologie și ai darul de a îmbărbăta oamenii. Că e nevoie de un număr pe care oamenii să plângă. Te-am pus într-un loc anume într-o firmă și tu trebuie să ai darul dărniciei, pentru că câștigi bine. Și atâtea daruri pe care le avem. Și astea și ce trebuie. Decât ca să le înflăcărăm. Le depistăm și le înflăcărăm. Acum, vreau să vă spun și lucrul ăsta. Când Dumnezeu a făcut o chemare și a chemat pe cineva la el, Dumnezeu, chemarea aceea i-a făcut-o potrivită cu abilitățile lui. Adică n-a chemat Dumnezeu pe nimeni care să nu poată să-l folosească undeva. Și fiecare dintre noi avem visuri mari. Dar problema este dacă le ducem la bun sfârșit. Știți când se împlinesc visele? Visurile, iertați, numai cât trăim pe pământ. După aceea nu mai putem. Dacă ai visat aici, eu întreb copiii la liceu și le spun, când erați mici în clasa întâia, ce visați? Și fetele zic, visam să fiu doctoriță, visam să fiu avocată, visam să fiu stewardesă, visam... Și când ești în clasa 12, ce visezi? Păi zice, dacă îi lua bacul. Adică cum? Îi întreb pe tineri, ce visai când eram eu? Băi, visam, nu știu, când ești, ce visezi? Păi nu știu, zice, poate mă duc în Anglia să mai car staj de ciment, să... Adică visurile astea vedeți că se pierd la un moment dat. Dar voi trebuie să țineți cu dinții de ele și să nu uitați. Toate visurile noastre mărețe nu le putem realiza decât aici, în viața asta. Dincolo nu se mai poate face nimic. Și ați văzut că la un moment dat striga Martin Luther King, I have a dream, am un vis. Într-o zi să stea negri cu albi în biserică să-i cânte lui Dumnezeu. Am un vis, într-o zi românii cu țiganii să se unească, să fie același sânge. Da? Am un vis, tinerii cu bătrânii să nu se mai certe. Am un vis, asta trebuie și avem visuri și trebuie să luptăm pentru ele și aia trebuie ca să luptați voi. Acum, n-aș vrea ca atunci când vom ajunge, să zicem, la finalul vieții,
pentru noi să se scrie un epitaf sau să se spună cum e un poem. Hai să vă citesc un poem despre cineva, e scurt. Zice, a trăit cândva un om prudent, nici n-a ajutat, nici nu s-a rugat, nici nu a râs, nici nu a plâns. N-a riscat nimic, evident. Și când a murit, asigătorii i-au zis că, netrăind cu adevărat, a pretins că nici măcar n-ar fi murit. Adică eu n-aș vrea ca să spună cineva că nici măcar n-am fi trăit, nici măcar n-am fi existat. Dumneavoastră ați auzit de Ioram? Ioram este un personaj în Biblie, undeva în Cronici, și spune despre Ioram, zice că a trăit printre oameni, nu vă mai citesc versetul acum, 2 Cronici 21 cu 20, zice a avut 32 de ani când a ajuns împărat, a domnit 8 ani și a plecat fără să îi se simtă lipsă. Eu am înghețat într-o dimineață, acum vreo 2 săptămâni când am citit asta. Am plecat fără să simtă nimeni. Fără să simtă vecinii mei că eu am fost pocăit. Fără să simtă colegii mei că eu am fost pocăit. Fără să simtă șefii mei că eu am fost pocăit. Fără să simtă frații din biserică, fără să-mi simtă lipsă. Că atunci când vin la biserică, am darul îmbrățișării și îmbrățișez toți oamenii. Și când lipsesc, vine câte cineva și știne astăzi, pe mine nu mă îmbrățișa nimeni. Că la biserică când vin ca o bătrână de la noi, de la Câmpina, că venea în fiecare duminică dimineața, cum putea bătrână de la vreo 15 km, nu știu cum venea, cu plasa de mere și de pere și punea și fiecare de ce luați de acolo cât un măr și cât o pară. Și când a murit, n-a mai fost. Că sunt oameni care se roagă și după aceea vin oameni la biserică și la un moment dat ei când nu mai sunt, le simțin lipsa și unde s-a dus nu știu cine, te zice, măi, dar parcă avem altfel de putere în rugăciune, da? Că era cineva care făcea acolo. N-aș vrea ca să trăim viața asta lui Ioran, viața asta nenorocită, ca să nu intrăm în istorie. Că eu am zis-o despre domnul președinte al nostru că nu va lăsa nicio dâră în istorie, ăsta care este acum, da? Adică n-am vrea să trăim viața asta, n-am vrea să fim niște persoane active. Și n-aș vrea ca niciunul dintre noi, la un moment dat, să ne reproșăm că am fi putut să facem mai mult. Leonardo da Vinci a spus pe sfârșitul vieții sale, zice, l-am supărat pe Dumnezeu și întreaga omenire pentru că opera mea nu are calitatea care ar fi trebuit să o aibă. Ați auzit, mă, oameni buni? Leonardo da Vinci a spus, picturile mele, sculpturile mele, n-au calitatea pe care aș fi putut să o am. Stăteam și mă gândeam când am meditat la asta, m-am rugat și am spus, Doamne, aș fi putut să predic mult mai bine. Aș fi putut să mă rog mai bine. Aș fi putut ca să am credință mai mare când îmi pun mâna peste oameni, chiar să se vindece pe loc. Și am făcut lucrarea, Doamne, care nu este, pentru că am alergat după atâtea lucruri, după atâtea chestii. Domnul să ne ajute să înflăcărăm darul ăsta, puterea asta care este în noi. Pentru că ați auzit că spune la un moment dat în Biblie că unii clădesc fân, paie, trestie și într-o zi când va veni focul, nu va rămâne decât cenușă. Domnul să ne ajute să fim diamante. Bun. Acum, cine ne oprește pe noi? Cine oprește să fim neînflăcărați? Acum știm, noi nu vorbim. Cine oprește să fim nepasionați, spun, că nu vorbesc acum. Cine oprește să nu fim cazane în fierbere? Nu vreau să vă spun acum de păcat, că toată lumea știe că este despre păcat. Dar hai să vă zic câteva lucruri micuțe. Știți de ce nu suntem înflăcărați? Pentru că ne este teamă. Nu este teamă în ceea ce lucrăm noi. Vedeți pilda aceea cu talentul care a fost îngropat, Dumnezeu, spune cuvântul său, a dat fiecăruia câte, adică talanți după puterea fiecăruia. Nu credeți acum că dă Dumnezeu la cineva 7 talanți și ăla nu poate. Nu. Și atât a putut ăla de un talent, atât au putut ceilalți de 5. Și vedeți, fiecare i-a dat după putere. De-aia noi uneori când vinem și spunem, nu pot să fac cu tare lucru, nu mă pot implica nu știu unde, nu pot să, zice, nu pot să postez decât până la 11 și i-auzi pe câte, aule, ce mă doresc tu, aule, nu mai pot acum, zice, cât e ceasul. Da? Sau cum fac anumite persoane care sunt și la mine la biserică, zice, am postit, domn profesor, până la 2 am postit. Nu pot mai mult. Da? Cum să nu poți mai? Nu mă pot ruga, frate. Dacă mă pui pe mine, m-am fost cu niște tineri undeva la grădina zoologică. Și au fost tinerii de la biserică și niște tineri romi care nu erau de la biserică. Și zic, acum toată lumea la rugăciune. Păi când au venit tineri ăștia, copii, nu tineri, când au venit copilașii ăștia toți care erau obișnuiți cu mine, când au început să se roage ei acolo, ăștia știți ce făceau tinerii de la biserică? După copaci erau toți pitiți. Zice, păi ce mă puneți tocmai pe mine? Și știți ce zicem? Noi nu putem să ne rugăm. Cum să mă pună Tony să mă rog? Cum să mă pună nu știu cine să mă rog? Dar vreau să vă spun un lucru. Când treci printr-o situație mai grea, când ești într-un, Doamne ferește, de un accident, când are mama sau tata o problemă, când are cineva o problemă, ai văzut cum poți să te rogi? Păi de unde știi să te rogi atunci? Știi de unde? Pentru că ai în tine, dar nu îl folosești.
Ar trebui, știți cum să ne rugăm aici la biserică? Ca și cum am avea examene la facultate sau examene la școală de șoferi. Când tot timpul merg ăștia și fac cruci, Doamne, să nu-mi iasă cineva înainte, să nu-mi iasă vreo groapă, vreo hazna, vreo babă, să nu iau permisul. Da? Așa ar trebui tot timpul să ne rugăm. Că ați văzut, apropo, spune cineva, ajunge în cer, zice la un moment dat, ajunge un pastor și un taximetrist. Și când ajunge pastorul în cer, fac mică paranteză, când ajunge pastorul în cer, l-a dus pe o stradă, asta e casa la cineva, asta e casa la cineva, asta e casa taximetristului, asta e casa... Și lui avea o jumătate de casă, ca la elit, undeva în spate acolo. Păi zice, cum? Păi de eu am fost pastor. Și zice, cum să-mi dai casa asta și la taximetrist, așa, casă mare? Păi am predicat. Și a spus, da, prietene, de ce tu ai predicat și la toate predicile tale, oamenii dormeau în biserică. Dar când conducea taximetristul, pe cine avea mașină, toată lumea se închina, Doamne ajută-ne, Doamne ferește-ne. Da. Acum, bine, eu nu zic ca să fiți taximetriști, ca să-i speriați pe alții, dar cel puțin nu i-a adormit, știți? Și mai bine să predice taximetriștii, să zicem, decât cineva care adorme. Ok, am spus că există situația asta de teamă și eu vreau ca să fugim de ea, să nu spunem. Pentru că, deodată, noi vedem ce potențial avem. N-a știut copilul ăla cu doi pești și cu câteva pâinici care este potențialul, dar când a fost Dumnezeu lângă el, peștii ăia au hrănit 5.000 de oameni. Și aș putea să vă spun atâta, n-a știut Moise că el merge cu un toiag, nici nu știu de ce, omora cărăbușii cu el, arunca după oi, și i-a spus, mă, cu toiagul ăsta, tu când vei lovi Marea Roșie, Marea Roșie se va despărți în două. Păi zice, ăsta este toiagul lui Dumnezeu pe care îl porți. Și noi nu știm ce potențiale în noi, până, știți că toți aveți adrenalină în voi. Și când vă speriați, când a venit un câine lângă tine, cum sari un gard de 3 metri fără să-l atingi? După aia te chinui și nu-l mai sari. E, cam asta avem Duhul lui Dumnezeu în noi, puterea asta, și acum vreau să vă spun și o chestie. De-aia Dumnezeu uneori ne trece prin site, prin încercări, prin nu știu ce dureri, nu ne convin, prin examene picate. Știți de ce? Ca să ne depistăm potențialul care este în noi. Și nouă nu ne convine. Dar Dumnezeu spune, e un potențial în tine și trebuie să știi că îți vei depăși limitele. Unde e Dumnezeu când eu trec printr-o situație și eu care n-am fost în stare să fac ceva, dintr-o dată fac? Dumnezeu e acolo lângă mine. Și deci eu mă uit foarte atent că tu ai decât un pas de făcut și ai trecut limita. Și Domnul să ne ajute. Nu vreau ca să, prin încercări. Adică știți cum frica este scaiul ăsta lipit de noi. Și omul ăsta spune, eu am un singur talent. Nu s-a plâns ăla cu 5, să zic eu, dar am 5 talente, ce o să fac cu atâția? Nu, s-a plâns ăsta care avea un singur talent. Și frica asta care ne bagă într-o continuă disperare, trebuie ca să pășim peste ea. Mi-era frică înainte să scriu că zic, cine știe, râde cineva de mine. Acum ca să aud că zice Tony nu știu ce, că zice unii după nara nu știu ce. Mi-era frică să predic. Când m-am dus prima dată ca să predic, mi-a fost frică. Și Dumnezeu a îngăduit și uite că am putut ca să predic, de la 23 de ani am făcut lucrul acesta. Și Dumnezeu tot a folosit. Dar numai că există în noi, pe lângă frică, și o stare de confort. Și confortul, nu mă bag eu, să facă alții, să ducă alții, să ducă alții cu chitară, zice, să cânte. E ca cineva, ne duceam cu colindu și spunem, cântăm pe strada asta la o casă 3 cântări. Nu putem să cântăm 2. Nu. Mergem și colindăm în seara asta în 3 sate. Nu putem să colindăm în 2. Colindăm până la ora 2, să zice. Nu putem până la ora 11. Și noi avem tendința de multe ori de aceasta de confort. Dar Dumnezeu ne împinge în față. Și să vă mai spun ceva. Dumnezeu nu cheamă la el oamenii care sunt pregătiți și îi pregătește pe cei care îi cheamă. Nu trebuie neapărat să ai nu știu ce doctorate ca să poți să-i slujești lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, vii așa cum ești, eu te voi să o echipez, eu am să te folosesc. Dar Domnul să ne ajute ca să nu ne fie teamă. Știți când este cea mai mare frică? Când vrei să investești talentul și atunci unii îl îngroapă. Așa că începeți și investiți-l și după aceea prindeți curaj. Mie, de exemplu, mi-e frică să fac vreo afacere acum, să câștig 1.000.000 de euro. Mi-e teamă ca să încep așa ceva, dar dacă aș începe, poate că aș câștiga, nu? Bine, nu vreau să fac lucrul ăla, dar vedeți? Unora ne este teamă. Și așa v-am spus despre teamă. Apoi ne este teama aceasta de eșec, care este tot timpul în noi, teama aceasta de eșec. Noi întotdeauna, știți ce facem? Noi vedem, nu știu, așa, cum numai Goliați în față, dar noi nu vedem faptul că Dumnezeu ne-a chemat ca să câștigăm bătăliile înainte de a le da. Spune Dani Ciucur, care este la Biserica Punct, el n-a venit în seara asta aici, dar aici la București, și a spus lucrul acesta, mi-a plăcut foarte mult un titlu la un articol al lui, Bătăliile câștigate dinainte.
Noi avem deja bătăliile câștigate înainte. Pot să vă dau o grămadă de exemple din Biblie, pentru că le-a câștigat Dumnezeu. Și totuși, vă spun sincer, că învățăm mai mult din înfrângeri decât din bătăliile acestea. Îl întreabă la un moment dat pe Edison, domnul Edison, zice, ce ați învățat dumneavoastră, sau nu știu dacă neapărat ce ați învățat, zice, ba da, ce ați învățat dumneavoastră din cele 1000 de eșecuri, că zice că de 1000 de ori a greșit becul până l-a nimerit. Și spune Edison la un moment dat, zice, am învățat, zice, întotdeauna, că niciodată, zice, n-am avut eșec, dar am învățat întotdeauna cum nu poate să fie un bec. Adică am învățat întotdeauna cum nu trebuie să fac. Înțelegeți? Când facem o greșeală, nu că avem un eșec, și e ceva cum nu trebuie să fac. Și de asemenea, dacă stăm și ne mai uităm aici, există o prejudecată, o teamă de prejudecată a celorlalți. Vai, ce va zice nu știu cine? Oh, cum am fost, dacă am predicat bine, dacă am vorbit bine, dacă am scris, dacă am făcut ceva. Ne e teamă. Și noi de aia nu acționăm, că ne e teamă de prejudecăți. Dar spunea Dale Carnegie ăsta, care este mare consilier de nu știu ce, spunea așa, nu știu care este cheia succesului, dar sigur o să ai succes în momentul când vrei să mulțumești pe toată lumea. Nu o să putem să-i mulțumim niciodată pe toți. Și așa, nu țineți cont de voi știți cine este Dumnezeu, voi știți ce a spus Dumnezeu în voi, așa că mergeți mai departe. Că sunt prejudecăți. Cu oamenii vin și spun, cum adică mă să încânți mie cu tobe, mă? Că zice, de-aia tobele fac zângăneală, că satana când a picat în cer, a picat între tobe. Da? Și de-aia zice, cum să primesc? Cum să cânți, mă, nu știu cu cine? Le zic eu la niște frați, a zis, cum mă zice să-mi vii mie cu orgă în biserică, mă? Să-mi cânți mie cu chitară în biserică, mă? Păi zic, cu ce să cânt, mă, cu acordeonul? Deci, păi numai ăla are ungere sfântă, da? Dar zic, dacă numai ăla are ungere sfântă, zic, e păcat? Da, e păcat. Zice, cine are orgă și tobe? Zice, numai că n-a zis că duce în iad. Dar zic, bun, bisericile tradiționale n-au orgă și n-au chitări în biserică și n-au nici acordeoane. Și când scârțim noi acordeoane, ce zic bisericile tradiționale? O, e păcat. Și e păcat? Zice, nu e păcat. Aha, păi cum aia zic despre tine că nu e păcat? Nu mai zice nici tu despre alții. Mă înțelegeți? Adică voi trebuie și eu și voi trebuie mai departe ce să fim? Să fim niște oameni care nu ne oprim, care nu avem prejudecăți. Vreau să vă citesc ceva frumos pe care l-a scris bătrâna asta, Maica Tereza, care a slujit foarte mult timp și ea a spus că în viață ne vom lovi de atâta și a scris un poem, vă citesc puțin din el, nu știu pe de rost. Oamenii sunt adesea înțelegători, iraționali și egoiști. Iartă-i oricum. Dacă ești bun cu oamenii, te pot acuza de egoism și intenții ascunse. Fii bun, oricum. Dacă ai succes, pot câștiga prieteni falși și dușmani adevărați. Caută succesul, oricum. Dacă ești cinstit și sincer, oamenii te pot înșela. Fii cinstit și sincer, oricum. Dacă găsești liniștea și fericirea, oamenii pot fi geloși. Fii fericit, oricum. Binele pe care îl faci azi, oamenii îl vor uita mâine. Fă bine, oricum. La urma urmei, zice, este în tine și Dumnezeu și n-a fost niciodată între tine și oameni. Ați înțeles? Nu mergeți pe prejudecăți, chiar dacă alții au judecăți greșite față de ceea ce faceți. Dumnezeu să vă ajute și pe voi și să mă ajute și pe mine. Tot timpul construiți poduri. Nu vă apucați să ridicați garduri. Lasă-i pe alții, dați-le jos. Dacă zgarduri, faceți poduri și treceți peste ele. Să fiți, niciodată să nu fiți atenți, adică la neapărat la ceea ce spun alții, că oamenii nu ne vor fericiți, oamenii nu ne vor directori în viață. Oamenii în viață ne vor decât porcari. Fiul risipitor, nimeni n-a vrut să fie șef, dar l-a dus la porci. Și cam așa se întâmplă în viața aceasta. Și Dumnezeu ne cheamă să... Știți ce mi-a plăcut? Că am citit undeva, cred că Arsenie Papaciocu, un preot român, a zis, pentru mine nu contează părerea pe care o oamenii, pentru mine contează părerea pe care o are Dumnezeu. Amen. Și Domnul să ne ajute la aceasta, da? Adică, vedeți, a venit Fiul Omului și spune că a mâncat Fiul Omului, a băut, a mers împreună cu oamenii și știți ce au spus cei din jur? Are drac. De el n-a ținut cont de părerea pe care au zis oamenii că ne-am fi pierdut mântuirea. Și acum, dacă atâtea situații care sunt în Biblie, da? Atâtea lucruri pe care le vedem dacă oamenii s-ar fi oprit. Când oamenii aruncă în voi o piatră, voi transformați-o, să zic, să fie înapoi o pâine. Pentru că noi nu vom da niciodată socoteală înaintea oamenilor decât înaintea lui Dumnezeu. Apoi mai este o problemă cu care noi ne confruntăm, ca să vă spun puțin și din asta. De lângă faptul că ne este frică,
că ne teamă de prejudecăți, uneori ne este frică de faptul că suntem singuri. Așa e, Toni. E greu, zice, sunt singur, nu pot. Spune la un moment dat un verset în Iosua, zice, hai să vi-l citesc, Iosua 24, 23, iertați-mă, zice cu versetul 11, eu sper că nu l-am greșit, Iosua 23 cu 11. Vegheați, dar cu luarea minte asupra sufletelor. Măi, nu, l-am greșit. În fine, l-am greșit și spune așa, că unul singur va dobărâ 1000 de persoane. Nu știu cum de am greșit în seara asta versetul de aici, că nu mai stau acum să-l caut, că nu știu de ce mi-am notat greșit. Adică foarte mulți oameni spun, bine, dacă suntem doi, puterea va fi mare, dar unul singur poate să facă lucrări mari. Nu vă temeți că sunteți singuri, că Dumnezeu este alături de noi. Nu s-a temut la un moment dat Estera că este singură și a spus, eu dacă mă duc acum în fața împăratului, nimeni n-are voie să intre în fața împăratului fără să moară. Dar iau viața risc și Estera a salvat tot poporul. A fost o fetiță singură la Naaman și fetița aia singură s-a dus și i-a spus lui Naaman, dacă ai ști că în țara mea este un proroc care te poate vindeca. Atâtea situații pe care le vedem în Biblie și nu numai în care unul singur poate să întoarcă lumea pe dos. Unul singur. Dumnezeu o singură scânteie, dacă aprinde undeva, după aceea scânteia se face într-o flacără mare și un incendiu uriaș. E nevoie de o scânteie, e nevoie de un singur om. Și de ce să nu fim noi ăia? E nevoie de un singur bărbat sau de o singură femeie. Scriptura e plină de așa ceva. Unul singur care poate să facă chestii extraordinare. Și mulțumim lui Dumnezeu că se poate folosi Dumnezeu de unul singur ca de o armată întreagă. Unul singur în Africa. Unul singur s-a dus famenul în Etiopia și astăzi sunt creștini. Unul singur. La un moment dat în America, la 1850 și ceva, a fost o situație mai ciudată, o criză, și la un moment dat un bărbat a spus, mă, eu m-am săturat să mai trăiesc în situația asta, cu criză, cu nu știu ce, trebuie ca să fac ceva. Și s-a dus la uzină și a spus, oameni buni, noi știm că din criză ne poate scoate Dumnezeu. Aș vrea ca începând de astăzi, la ora 11 când mâncăm, sau la 12, zice să ne ducem să ne rugăm puțin. Haideți la rugăciune. Spune că a venit ora respectivă, s-a dus, singur a fost la rugăciune. Și a pus scaunul, s-a rugat. A venit a doua zi, s-a dus, tot așa cu inima cât puricele, diavolul îi spunea la ureche, nimeni nu te ascultă, și a pus scaunul și s-a rugat. Toți au mâncat și el s-a rugat. A treia zi, când s-a dus, era singur. Când s-a trezit de la rugăciune, mai era un om. A patra zi, erau trei. A cincea zi, erau vreo 7. Peste vreo 2 săptămâni, era aproape jumătate din uzină. Într-o lună de zile, aproape toată America se ruga și a ieșit America din criză. Știți de ce? Că unul singur. Că dacă ești la facultate, că dacă ești la liceu, că dacă ești într-o firmă, că dacă ești undeva, unul singur, când se pocăiește, după aceea focul se transmite și la alții. Aveți puterea asta. Rămâneți alături de Dumnezeu. Nu e problema aici de singurătate, pentru că Dumnezeu împreună cu noi poate să facă isprăvi mari. Le spuneam la tineri, am spus, eu și Dumnezeu facem majoritate. Chiar dacă singur și Dumnezeu cu mine, suntem mai mult de 50% plus 1. De-aia, vedeți, avem Dumnezeul acesta minunat și noi îi slujim din toată inima și îi mulțumim. V-am spus lucrurile astea și nu avem timp ca să trecem pe... Deci fricile acestea, că teama este sămânța pe care diavolul ne-o aruncă în minte. De-aia, să nu uitați, înflăcărați darul care e în voi și nu vă temeți. Înflăcărați darul care este în voi, dar încercați să fugiți de poftele pe care lumea le aduce. Că atâtea plăceri ne aduce omenirea. Înflăcărați darul care este în voi și depărtați-vă cât mai mult de lume, pentru că știți cum este lumea? Este cu un sărut mai aproape de moarte. Noi ne tot apropiem de lucrurile care sunt în lume. Am stat chiar acum și am vorbit, duminică acum am vorbit cu niște tineri și am spus, mă, dacă voi îmi demonstrați mie că în Biblie există undeva unde Dumnezeu a îndulcit un păcat, dacă voi îmi demonstrați mie că în Biblie există ceva, un singur loc unde Dumnezeu a spus, acum lăsăm standardele mai jos. Ok, le lăsăm, dar nu scrie nicăieri. Că acelea standarde care le-a avut Timotei, Pavel, Petru, acelea standarde le-am și eu în 2018. N-au avut poate ei ispitele noastre, eu am avut ispitele lor, cu idolii lor, cu ce a fost în vremea aceea. Noi avem ispite cu idolii noștri, sunt Facebook-ul, internetul, Instagram, atâtea prostii. De dimineață, noi nu avem idoli, dar tot timpul butonăm pe telefoane, dar tot timpul suntem cu ochii în Facebook, dar nu mai deschid, dacă am deschide Biblia, de câte ori deschidem
chestiile acestea, gadgeturile astea, media. Vedeți? Și tot timpul facem asta și noi știți ce facem? Ne apropiem cât mai mult. Am început, mă iertați că vă spun, am început să ne apropiem cât mai mult prin ceea ce privește vestimentația, prin ceea ce privește comportamentul. Am început să ne apropiem cât mai mult din ei, cum se votează, cu nu știu ce, cu jocuri, cu chestii politice. Voi să nu faceți așa. Știți că spune la un moment dat Domnul Iisus, dar de la început n-a fost așa. Noi am vrea ca să avem succesul pe care l-a avut biserica primară, dar trebuie să trăim ca ei. De-aia știți ce? În seara asta, nu că a spus Tony, nu că vă spun eu, este prorocie din partea lui Dumnezeu care știți ce ne spune? Stați cât mai departe de lume. Lot, când a văzut că Sodoma este verde și este frumoasă, spune că Lot s-a dus și s-a așezat cu corturile la marginea Sodomei. Și după care îl găsim în Sodoma. Dar cum te-ai dus, mă, Lot în Sodoma? Într-o seară m-a rugat, Doamne, cum a intrat Lot în Sodoma? Și Dumnezeu mi-a dat... Lot, când era pe la marginea Sodomei cu oi, vede odată că este una, o fată brunetă, se uită de acolo după ziduri și îi spune, Lot, Lot! Îi tot spune, Lot, Lot! Și ăsta, bă, cine mă zice, mă strigă o fată? Când a văzut ce frumoasă, i-a zis, băi, eu te urmăresc, Lot, de nu știu când, tu ai vite, tu nu ești ca ăștia, mă. Tu nu urli ca ăștia, tu n-ai nu știu ce ca ăștia, pe tine nu te-am văzut niciodată la bere, nu te-am văzut în jurând, nu te-am văzut niciodată cu țigări. A zis, măi, mie mi-ar place să am un bărbat ca tine. Și zice, Lot, ești fenomenal. El s-a uitat, băi, zice, dar ce fată frumoasă. Și zice, n-ai vrea să ne căsătorim, ba da. Dar zice, dacă vrei să te măriți cu mine, coboară din Sodoma și vine să locuim în corturi. Și poate ne întoarcem înapoi la Avram. I-a zis, nu, dacă vrei să te însori cu mine, vino tu în Sodoma. Și Lot ce-a făcut? Mai are rost să spun mai departe? Nu, cu când ne apropiem mai mult de lume, cu atât ne apropiem mai mult de moarte. Și vreau să vă mai zic încă o chestie. Zice, știți cine stinge flacăra care este în noi, disputele? Spune la un moment dat Pavel, bisericile lui Dumnezeu nu au confruntări. A zis, nu este obiceiul bisericii lui Dumnezeu să se certe? Nu este obiceiul bisericii lui Dumnezeu să ierte? Nu este obiceiul bisericii lui Dumnezeu să poarte dispute? Apropo, eu sper că numai eu am auzit de dispute, sau poate și Tony. Atâtea dispute, de ce să le avem? Știți ce fac disputele? Disputele ne macină prin interior și darul care este în noi, flacăra lui Dumnezeu, încet, încet se stinge. Să nu intrați în dispută cu nimeni. N-a zis nimeni amin. Da. Să nu intrați în nicio dispută cu nimeni și Domnul să ne ajute la aceasta. Deci, înflăcărează darul ăsta care este în tine, nu te teme, mergi înainte, lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, lasă-L pe Dumnezeu ca să lucreze. Și hai să vă mai spun rapid încă câteva lucruri. Încă o chestie pe care să o învățăm. Deci, pe lângă faptul că trebuie să înflăcărăm darul care este în noi, deci cum să fiu eu un lider neașteptat? Înflăcărez darul din mine. Și oamenii vor rămâne uimit. Păi când m-a botezat Domnul pe mine cu Duhul Sfânt, păi unii numai că nu și-au făcut cruce în biserică. A spus, Nicu Geantă nebunit, a intrat în el Duh de Pentecostal, s-a întâmplat nu știu ce. Păi eram în Spania și Dumnezeu când m-a botezat cu Duhul Sfânt, eram la o familie, când mă rugam, îi ridicam în aer și pe ei și pe copii. Și cineva când a zis, nu, ăsta zice, nu este să răvăm la cap. Nu, lăsați Duhul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a pus în noi și El vrea să-L înflăcăreze. Dar vreau să vă mai spun un lucru și să țineți cont de el. Trebuie întotdeauna să păstrați regulile când cei mai mulți le ignoră. Că vine și spune aici lui Timotei, nu le mai citim acum, zice, Timotee, ai grijă, zice, că sunt unii oameni care fac cu tare lucru, că unii sunt așa, că unii sunt răpăreți, că unii sunt iubitori de bani, că unii nu țin regulile. Ai grijă că există un Irmogen și unul Filet care mi-au făcut mare necaz, că există unul Alexandru Căldăraru, ai grijă că există unul Dima, ai grijă că sunt oameni ăștia și zice, Timotee, ai grijă, zice. Ai grijă, zice, trebuie să fii atent, be careful, da? Ai grijă, nu ignora ca ei, nu te uita la ei, nu știi și ne uităm imediat. Zice, bă, păi dacă pastorul cu tare a zis că eu am voie să-mi fac părul verde, eu mi-l fac verde. Oh, dacă a venit nu știu cine cu fusta puțin mai lată decât cureaua, așa vin și eu. Oh, dacă am văzut în America, era să zic acum și biserica, nu zic, una care cânta în training și făcea numai așa, gata, fac și eu. Înțelegeți? Adică noi știți ce facem? Copiem chestiile astea și unii, dacă ignoră unii regulile, suntem gata să le ignorăm și noi. Dar Dumnezeu, Pavel spune, nu ignora regulile. Păstrează regulile. Dacă regulile spun de aici, tinere, fugi de poftele tinereții, fugi de ele. Dacă regulile vin și spun aici, să-ți cinstești tatăl și mama ta, păstrează-le dacă vrei să trăiești multe zile. Dacă nu, să nu vină să te ia după sub roțile de tren. Sper să nu pățească cineva lucrul ăsta. De-aia Biblia ne le spune. Biblia ne pune niște reguli.
Acum, vedeți dumneavoastră, credeți că poate să conducă cineva prin București fără să știe regulile circulații? O aduc eu pe țațaveta lui Plis cu o babă de la mine care e și oarbă și îi dau pasatul meu, tanti Veto, du-mă acum, scoate-mă pe calea asta a crângașilor. Ce credeți, că e în stare? Păi nu e în stare, că trebuie să știi niște reguli. Și, adică, noi nu putem să conducem o mașină fără să știm niște reguli, nu putem să facem exerciții de matematică fără să știm niște reguli, nu știu, atâtea chestii le facem numai cu reguli și când vrem să trăim, trăim fără reguli. Păi se poate, ce ziceți? N-are cum. Vine o fată la noi la cor și cântă și ea colinde creștine împreună cu mine și cu tineri și după aia văd că lipsești. Și întrebă un băiat cu vioara, Pavel, Pavele, unde este cutarema? Păi zice, nu mai vine domn prost. De ce nu mai vine? Păi zice, nu mai lasă bunica ei. Ce acuz cu sectarii, cânt cu nu știu ce. Și apoi a trecut mai multe zile, m-am întâlnit cu ea pe hol și ce face domn profesor? Și zic, de ce n-ai venit la colinde? A, nu mă lasă bunica mea. De ce? Nu mă lasă să cânt astea. Și zic, sunt și eu curios acum. Bunica ta zic, are Biblie. Ai văzut-o citind Biblia? A, zice, ce Biblie? N-am văzut în viața mea. Bunica ta se duce la biserică. Se mai duce și ea așa, de Paște sau de Crăciun. Bunica ta se roagă, ai văzut-o că se roagă vreodată? No, deci nu, cred că nu știe nicio rugăciune. Bunica ta știe vreun colind, cap-coadă, știe vreun colind? N-am auzit-o niciodată. Aha, și îți spune ție ca să nu vii la noi. Că știi ce fac? Oamenii n-au reguli, dar vor să pună reguli. Că știți că există și a cincea evanghelie, evanghelia după babe. Da? Și n-ați auzit asta, nu? Poate numai în Prahova e. Și atunci ei vin și pun reguli. Fă așa, stai nu știu unde, fă cu tare lucru. Și oamenii, fără reguli, ar vrea să trăiască. Nu se poate. Succesul e numai cu reguli. Aveți reguli și în ceea ce privește oboseala. Vă spun sincer, înaintea lui Dumnezeu, vedeți lumina asta albă de aici. Lumina asta albă din gadgeturi. Îți face ca ochiul, îți păcălește ochiul nostru când ne-a creat Dumnezeu. Ochiul l-a făcut ca atunci când e întuneric să obosească și aproape să se închidă. Și lumina asta albă te ține până la 3 dimineața și stai cu tableta până la 3 dimineața că lumina asta spăcălește ochiul că este noapte și după aia te scoli dimineața obosit, mort și te duci la lucru și intri cu mașina în primul parapet. Și bai strungul în priză, noroc că nu mai sunt strungul în România, ți-a zburat piesa în cap. Și faci nu știu ce greșeli și torni, nu știu ce, torni betoane și le torni greșit și atâtea chestii. Țineți cont și de lucrul ăsta. Încercați să vă și odihniți, că Biblia de aia spune ca să avem o zi de odihnă. Încercați să mâncați rațional. Nu sunt adventist și vegetarian și nu știu ce, uitați-vă la mine că sunt disperat, că nu știu ce să mai nu mănânc, da? Că încercați lucrul ăsta, știți de ce? Că foarte mulți oameni, voi trebuie să țineți minte, astăzi reguli, ăsta este templul Duhului Sfânt și când ești bolnav, nu mai ai chef de rugăciune, nu mai poți să alergi pentru Dumnezeu. Și diavolul asta vrea, să fim bolnavi, să ne alergăm. Adică, nu știu de ce, încercați, când alții lasă regulile, când lasă standarde jos, voi încercați să le păstrați. Încă un lucru pe care vreau să vi-l spun, trebuie să mergeți înainte, chiar dacă ceilalți fug înapoi. Amin? I-a spus Timotee, uite-te că am avut persoane aici, nu le mai citim, care m-au trădat, care mi-au întors spate. Și ce zice Pavel? La cuvântul meu de apărare, nimeni n-a fost de partea mea. Îmi doresc ca în viața asta pe care o aveți, să nu treceți undeva într-o încercare unde să trebuie să vă apărați și nimeni să nu fie de partea voastră. N-am spus-o niciodată și mai mă și filmează băiețește, am fost undeva la o conferință, au fost 150 de oameni, sau 151, nu mai știu sigur, și nimeni n-a fost de partea mea, unul singur s-a abținut și 150 sau câți au fost au votat împotriva mea. Deci nici nu vă imaginați când am ieșit de acolo. Când am ieșit de acolo eu am simțit că zbor cu mașina. Nu cred că mai călca mașina asfaltul, dar m-am bucurat că Dumnezeu mă înștiințase înainte că o să pățesc chestia asta. Dar de ce vreau să vă spun? Trebuie ca să mergeți înainte, nu contează oamenii ceea ce fac. Zice Timotee, vor veni unii care vor avea învățături gâdilătoare la urechi, care merg pe filozofia asta, fac ce-mi place. A zis, tu mergi mai înainte așa cum te-am învățat eu. Nu ne cinsti Biblia? Vor veni unii care vor face nu știu ce cu Crăciunul, vor să scoată pe Iisus din Crăciun. Voi, zice, să duceți mai departe așa cum este. Vor veni unii și vor încerca să facă altă matematică în familie, că 1 plus 1 fac una. Și n-are cum să fie 1 plus 1 una. Da? Numai 1 plus 1 fac una.
Adică, mă înțelegi ce vă zic aici? Că sunt atâția, zice, voi nu, rămâneți în picioare. Vor veni unii și îl vor părăsi pe Hristos. Voi să țineți calea asta. Că zice, dacă nu țineți calea, atunci biserica va deveni o ruină. Voi trebuie, zice, să fiți niște oameni care impulsionați pe alții. Nu vă dați înapoi când oamenii vă amenință. Voi mergeți înainte. Păi zice, a venit diavolul și a speriat toată biserica să-i ducă nu știu pe unde, pe prigoană. Dar unii rămâneți în picioare. Că a rămas în picioare Richard Wurmbrand și eu sunt aici datorită lui și voi. Că a rămas în picioare Filip Vinsky și eu sunt aici și voi sunteți aici. Că a rămas în picioare Sergiu Grosu, că au rămas atâția în timpul pușcăriei. Au rămas atâția pe vremea lui Ceaușescu, când unii au căzut, unii au rămas în picioare și au dus greu ca noi să-l ducem mai departe. Să rămâneți în picioare și să vă împotriviți răului, că una dintre chestiile care o avem astăzi este că noi nu ne mai împotrivim răului și să știți că cine nu se împotrivește răului este, nu numai că dă apă la moară răului, deci omul ăla, cel care nu se împotrivește răului, este complice la ceea ce se întâmplă. A fost la un moment dat la o universitate un profesor de filozofie care venea la începutul anului, amfiteatru plin, băga mâna în buzunar și scotea o cretă. Și a spus, este cineva care crede că Dumnezeu există în sala asta? Dacă este cineva aici, deci îl provoc să nu mai creadă lucrul ăsta cât este la mine la facultate 4 ani. Și a spus, dacă Dumnezeu există, să oprească creta asta. Și dădea drumul, se spărgea pe ciment. Nimeni nu avea curaj. Și a făcut din 1960 și ceva până 1980. Niciun student, absolut nimeni. Și la un moment dat când a făcut chestia asta, o fată mai micuță, așa s-a ridicat în picioare și a spus, Dumnezeu există. O, îndrăznești să mă contrazici? Și a zis, bun, dacă Dumnezeu există, să-mi oprească creta. Există Dumnezeu? Și a spus fata, da, Dumnezeu există, eu știu. Când i-a dat drumul la cretă, s-a dus pe mână ca la haină. Când a scuturat de la mână ca la haină, s-a dus în manșeta la pantalon, a căzut jos și creta nu s-a spart. Profesorul și-a luat bagajele și a ieșit pe ușă. Și s-a ridicat o studentă în picioare și a spus, da, Dumnezeu există. Și din ziua aia n-a mai avut curaj niciodată să-l contrazică pe Dumnezeu. Pentru că trebuie să rămânem în picioare când alții dau înapoi. Voi vedeți ce se întâmplă în România. Vedeți ce s-au întâmplat la alții. Nu mai vreau acum ca să vă aduc toate chestiile astea. Voi să rămâneți în picioare. Dacă nu rămâneți, oricum Dumnezeu nu se lasă fără martori. Când catolicii au decăzut, Dumnezeu l-a scos pe Martin Luther. Când luteranismul a decăzut, Dumnezeu l-a scos pe Wesley cu metodismul. Când metodismul a căzut, a apărut baptismul. Când baptismul n-a mai avut forță, a apărut Azusa Street. Când Azusa Street n-a mai avut forță, a venit carismatici, acum au venit alții și Dumnezeu de fiecare dată. Dar noi știți ce vrem? Să rămânem în picioare. Îmi place că acolo unde este vorba, unde vine și spune despre răbdare și îndelungă răbdare în Galateni, în textul grec spune așa, răbdare înseamnă tu să rămâi în picioare când toți cei de lângă tine au căzut. Și îndelungă răbdare înseamnă tu să alergi înainte când toți cei de lângă tine alergă înapoi. Ce interesant. Să ne ajute Dumnezeu ca să rămânem așa. Amin? Pentru că cu Dumnezeu de mână putem să învingem toată lumea. Să aveți, nu numai răbdare, să fiți așa. Ați văzut când Iosia a venit împărat, a distrus toți idolii. Când au fost alții înaintea lui și tot au înălțat idoli. Și știți ce spune despre împărații de acolo? Că sunt mai mulți împărați. Spune că niciun împărat n-a fost ca Iosia. De ce? Că mai lăsa câte un idol pe înălțimi. Voi să nu lăsați nimic, chiar dacă alții au făcut. Hillary, când a ajuns Edmund Hillary la un moment dat pe Himalaya, urca și cădea, n-a mai ajungea pe ea. Și într-o zi s-a întors așa și a spus, Himalaya, uite ce-ți spun, am venit și m-ai învins. Tu vei rămâne aici, n-ai cum să crești mai mult. Dar zice, eu mâine am să te înving. Și după aia Edmund Hillary a cucerit Everestul. Chiar dacă sunt situații grele în viață, faceți lucrul ăsta. Să nu uitați că unii vin și spun așa, Doamne, dacă vin încercări, dacă vin crize, că asta cred, că diavolul... Nu, diavolul, știți ce se întâmplă cu creștinii? Când diavolul suflă mai tare, creștinismul se aprinde și mai tare. Și nu ne e teamă de asta. Noi am învățat și știm că Biblia spune, zice, da, Dumnezeu este lumină. Dacă îmi bate vântul puternic, lumina se stânge. Și Boreman, un filozof, spune, Dumnezeu nu-i lumină, Dumnezeu e pasăre. Și pasărea stă pe gard și cântă. Și când aruncă cineva cu o piatră și o rănește, îți deschide aripile și se duce și cântă pe alt gard. Asta să facem și noi. E foarte simplu ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe și să ne ajute Dumnezeu să facem întotdeauna un pas mai în față, un pas mai mult. Când toți ceilalți se opresc, voi mergeți înainte. Să știți că nu este simplu, e destul de greu, dar se poate.
Că Hristos, când era în grădina Ghetsimani, a vrut să facă puțin pasul înapoi. A vrut să se oprească puțin. Când toți veneau înapoi și spune că s-a dus, s-a pus pe genunchi și a spus: Tată, dacă se poate, depărtează de la mine. Și atunci au venit niște îngeri și l-a întărit și a spus, îngerea probabil a spus: și Iisuse, și cine va duce planul de mântuire? Că la un moment dat, când a venit Dumnezeu în ceruri și a deschis așa un sul, a spus: cine se va duce ca să facă planul de mântuire? Și îngeria așa a rămas cu aripile. Și Hristos a spus: eu mă duc să fac voia ta. Și acum, când a ajuns în grădina Ghetsimani, ar fi vrut să spună, și știți ce spune după aia la rugăciune? Ce să se facă? Să se facă voia ta. Și Hristos a dus mai departe și noi de la El învățăm. Și vă mai spun în seara asta un lucru, e destul de scurt chestia asta și vreau să o învățați de la Timotei și le repetăm, da? Adică să înflăcărați darul care este în voi, să păstrați regulile când cei mai mulți le ignoră, să mergeți înainte când cei mai mulți dă înapoi și ultima regulă care o învățăm în seara asta, țin în minte, nu știu dacă ți-a auzit vreodată, mântuirea și răsplata veșniciei o dă Hristos, dar coroana o duceți voi în ceruri. Coroana nu ți-o face Hristos în ceruri. Știți că vine acum și spune: domnul geantă, fata dumneavoastră va lua premiul întâi, să nu-i spuneți. Ea deja i-a spus să-ți facă tact o coroniță, să vină cu flori, să-mi aducă, vezi că am nevoie de nu știu ce lănțic de aur, de brățară, de argint. Deja. Și zice, trebuie să-i faceți o coroniță. Și eu îi duc coronița de acasă. Și a stat și m-am gândit lucrul acesta, dacă știți ce, când vom ajunge în ceruri, cununa noi nu o facem de aici. Și ceea ce am făcut noi aici, aia vom avea în ceruri. Mântuire vom avea, că Hristos ne oferă. Răsplată de la Dumnezeu și răsplata o dă Dumnezeu. Aici oamenii pe pământ poate să ne răsplătească, nu știu, cu o mașină, cu nu știu ce cadouri, cu un iPhone 10, dar acolo sus în ceruri, Dumnezeu ne va oferi o răsplată, răsplata veșniciei. Dar cununa pe care o vom purta-o pe cap în ceruri, noi nu o facem de aici, de pe pământ. În funcție de ce ai făcut aici, în funcție de cât ai muncit aici, în funcție de cât ai alergat aici, în funcție de cât ai slujit aici, păi n-ai cum să fii tot timpul stimat spectator, iubit ascultător. N-ai cum să stai tot timpul, să zicem așa, cum nu fi făcut nimic. N-ai cum tot timpul ca ăsta care v-am citit eu aici, că și, adică se pare că tu nici n-ai trăit, n-ai lăsat nicio urmă și ce ai vrea? Să ai în ceruri cunună ca Pavel? De-aia să nu uitați că în ceruri, cununile, noi ne le facem încă de aici. Și lucrul acesta să ne ajute Dumnezeu ca să putem să lucrăm pentru El. Să ne ajute Dumnezeu să slujim cu putere. Că știți pentru cine slujim? Pentru noi slujim. Pentru Hristos slujim. Amin? Domnul să vă dea puterea aceasta și să fiți o mărturie tot timpul. Adică stăteam și mă gândeam la lucrul ăsta, hai aici, cine e cu urga? Stăteam și mă gândeam la lucrul ăsta, Doamne, zic, ce înseamnă ca eu să pot să am, să zic aici, o mărturie? Ce înseamnă ca la un moment dat eu să pot să câștig un război? Eu nu vreau să vă spun decât două exemple scurte în seara aceasta și chiar dacă este târziu. Unul de la David. La un moment dat, când se duce David singur pe câmpul de luptă și v-am zis că apare toți, David se duce și spune că se apreacă jos, a luat o pietricică, a pus-o în praștie și când i-a dat drumul, spun cercetătorii că a avut viteză de 200 de km la oră și l-a lovit în cel mai nevralgic punct pe care l-are un om, exact aici în frunte. O singură piatră a fost folosită de Dumnezeu. Dar înainte ca David să se aplece jos, să ia o piatră, să tragă cu praștia, David a fost la oi. Și toată ziua număra oile, vorbea cu oile, se juca, ce făcea el acolo, mai compunea psalmi, cânta, punea chitara în copaci, că la chiar avea chitară David, da? Și David spunea, păi zice, mă, zice, frații mei sunt la luptă. Și David băga mâna prin râuri și aduna pietricele și cu praștie. Prima dată a zis, mă, pot să nimeresc eu copacul ăla la 100 de metri? Și a tras plângă. Și a tras a doua oră, cinci oră și a nimerit copacul. David spune, da, stai puțin, de dacă nimeresc copacul ăla, n-aș putea să nimeresc și o ramură. Și a tras și a lovit într-o clacă. După ce nimerea o crăcuță mai mică, a zis, nu cumva pot să nimeresc și o frunză. Și David a început să tragă și nimerea frunzele. Se apropia, lua o piatră și zicea, frunza din vârful copacului și jos cu ea. Pe urmă zice David, dar n-aș putea să nimeresc o muscă. Și zburau muștele în zbor și David lua cât o praștie și nimerea muștele în zbor. Și când a venit testarea care s-o dea cu Goliat, când a băgat mâna în buzunar, a spus, e atât de mare Goliat, eu nimeresc muște, dar pe Goliat. De înainte de a duce lupta asta cu Goliat, David a avut antrenament.
că înainte de a câștiga o bătălie, înainte de a predica bine, înainte de a câștiga oameni pentru Hristos, înainte de a-ți pune mâinile peste cineva să vindeci, înainte de a-ți câștiga vecinii, colegii, alții, trebuie ca să faci antrenament. Trebuie să citești Biblia, trebuie să postești, trebuie să faci anumite lucruri. Înainte de a crește biserica, îmi doresc din toată inima Tonii nu să predice aici, să predice la sala palatului dacă se poate, să predice nu știu unde. Dar înainte de a ajunge acolo, sunt antrenamente. Noi de-aia venim la biserică. Ne antrenăm, ne antrenăm, ne antrenăm. Haideți să vă mai spun, apropo, încă o chestie de mărturie. Nu știu dacă ați auzit de pastorul ăsta chinez care îl cheamă Yun, acustă prin Germania. Spune Ion, zice, într-o seară când eram împreună cu tata, cu frații, cu cei care erau în biserică la noi în China, au venit comuniști. Voi n-ați trăit în comuniști și nu știți ce înseamnă teroarea. Eu am fost copil și am fost tânăr și a fost extraordinar de urât. Când aud pe unii că vor comunism, îmi vine să mă arunc în lacul morii de 3 ori și să ies de 2 ori. Da? Și spune pastorul Ion, zice, au venit, l-au omorât pe tata, au omorât frații, ne-au luat și ne-au dus în închisoare. Era destul de tânăr, era copilandru. Și m-au dus în închisoare și zice, tot timpul mă rugam. Și m-au luat și mă punea la cele mai grele munci și bătăi. Și m-a bătut, nici mâinile nu le mai simțeam. N-aveam mâncare, era frig. Mă punea tot timpul să spăl toaletele cu mâinile. Și era o batjocură de nedescris. Și într-o zi, zice, mă, ne ținea, noi eram cei mai periculoși pocăiți. Și mă auzeam că am pușcat pe nu știu cine, că ars pe nu știu cine. Și mă așteptam ca să mor într-o zi și tot timpul mă rugam. Mă spuneam, Doamne, să mă ajut să fiu o mărturie pentru Tine. Și într-o zi, zice, când spălam toaletele, am auzit pe unul că a spus, mă, zice, mama comandantului este grav bolnavă și e pe moarte. Și comandantul nostru, zice, era poleclit killerul. Dacă cineva nu îi convenea ceva prin împușcărie, scotea pistolul și îl împușca în cap pe loc. Nu era niciun comentariu. Când am auzit lucrul ăsta, m-am rugat și a doua zi dimineață când am venit, m-am dus direct la el. Și am spus, tovarășe comandant, cum era acolo în China, îmi permiteți să merg acasă la mama dumneavoastră, zice, și să mă rog pentru ea, ca să o vindece Dumnezeu? Și a zis, ce, mă? Păi, zice, poate vrei să, cine știe ce? Și apoi s-a dus comandantul puțin mai încolo și a spus, ce-ai spus? Te rogi tu pentru mama? Haide, zice, să vedem testul. Nu știu că e testul vieții mele. Mă scotea noaptea din unitate și mă ducea la el acasă. Când m-am dus, deci eu aveam vreo 35 de kg de foame, eram mor de slab și mama lui cred că vreo 25, undeva un ghem într-un pat sub o pătură. Și m-am dus și mi-am pus mâinile și m-am rugat și am spus, Doamne, te rog să o vindeci. Tot în noapte m-am rugat. Nimic. A doua zi la muncă grea. Noaptea din nou la rugăciune. A doua zi la muncă grea. Și s-a întâmplat 7 nopți. 7 nopți n-am dormit, 6 nopți n-am dormit și 7 zile am muncit din greu. Și m-a dus într-o seară, după 7-a seară, și a venit comandantul killerul și a spus, uite care e problema. Te duci acum, intri la mama, se roagă. Dacă mama nu se vindecă, nu mai te duci în închisoare. Ți-am zburat creierii. Deci ești bat joc de mine? Ai spus că rugăciunea ta o vindecă pe mama. Și spune Ion că așa se întâmplă. A zis, bine, o să mă duc. M-am dus undeva, zice, înainte de a intra acolo, m-am așezat în genunchi și m-am rugat. Apoi m-am dus la căpătuiul mamei lui și i-am pus mâinile peste ea și am spus, Doamne, eu dacă mor, oricum ajung în ceruri. Și așa mi-e greu, mă pune să spăl toalete, mă batjocorește, am slăbit, nu mai suport aici. Dar dacă eu mor, că mă împușcă ăsta peste câteva minute și mama lui nu se vindecă, numele tău este luat în râs. Aici nu-i vorba de mine. Aici e vorba de împărăția ta. Și-a spus, Doamne, te rog să vindeci femeia asta, pentru că Tu vrei să-ți mărești împărăția și arată-le că ești Dumnezeu. Că eu de 5 ani mă rog în fiecare zi, arată că ești Dumnezeu în Israel și eu că sunt slujitorul Tău. Asta spun. Și-a spus, arată lucrul ăsta, Doamne. Și-a zis, mi-am pus mâine pe femeia, am început să mă rog, să mă rog, să mă rog. Dintr-o dată a început sub pătură. A ieșit o bătrână de acolo și a spus, nu știu cine ești, nu știu ce faci, a început să umble ceva prin mine. Continuă, zice, să faci mai departe. Și m-am rugat și m-am rugat. 2 ore m-am rugat, am transpirat. Mă așteptam din secundă în secundă să vină killerul să mă împuște. Și spuneam, Doamne, ridic-o, Doamne, ridic-o, Doamne, ridic-o, Doamne. După 2 ore a sărit baba, a început să alerge, să fugă pe acolo. A venit comandantul, a lăsat pistolul jos, a pus genunchii jos și a spus, a fost primul rod al meu care l-am avut în închisoare. Știți pe cine? Pe comandantul unității. Știți de ce? Pentru că a spus, eu știu ce a pus Dumnezeu în mine
N-are cine să mă oprească. Așa că să mergeți. Vor fi oameni care poate se vor împotrivi. Voi mergeți mai departe. Alergați, să-i slujiți lui Dumnezeu. Se poate orice. Cu Dumnezeul meu sar peste zid. Cu Dumnezeul meu înving pe oricine. Alături de Dumnezeu faci majoritate. Alături de Dumnezeu când ești înflăcărat, câștigi oameni. A aruncat Hristos o scânteie, 12 ucenici, și ăia s-au dus și a împânzit lumea. Și suntem astăzi 2 miliarde de creștini. Sunt 700 de milioane de pocăiți pe planeta asta. Și Dumnezeu să crească, să crească din ce în ce mai mulți. Unii oameni singuri fac chestia asta, se lasă în mâna lui Dumnezeu. A spus Timotei, te duci și lupți. Și Timotei a început să pună pastori, a început să ridice biserici. Și a fost o zi, și n-am cum să vă feresc de asta, undeva în Efes a fost o paradă, nu mai știu cum se numește, și în timpul paradei aia se hulea numele lui Dumnezeu. Și Timotei a ieșit în fața lor și le-a spus, voi huliți numele lui Dumnezeu. Și oamenii l-au omorât pe Timotei cu bâtele. Așa a murit Timotei. Nu știu acum dacă veți avea, și nu vreau că nu-i doresc nimănui, nu știu ce să zic, dacă cineva ajunge martir sau nu, nu că nu-i doresc. Nu vreau ca să ajungem până la martirizare, dar dacă e nevoie, Dumnezeu vrea nu numai martori, vrea și martiri. Să nu dați înapoi. Amin? Să înflăcărați darul care este în voi. Să nu uitați că Hristos în voi este nădejdea slavei. Ne vom ridica în picioare în seara asta și vrea să ne uităm puțin adânc în viața noastră, puțin mai profund. Doamne, dacă ai pus talanții ăștia în noi, ce am făcut cu ei? I-am îngropat? Am pus prosopul peste ei? Ce am făcut cu ceea ce Dumnezeu a dat pentru noi? Ați investit? Am lăsat să se stingă foc? Poate altă dată te rugai mai puternic. Poate altă dată ți-ai făcut o listă de rugăciune și ai spus vreau 10 colegi de-ai mei să câștig pentru ei. Vreau unul pentru Hristos anul ăsta. Poate altă dată, nu numai că ai dăruit, ți-ai făcut timp mai mult de Biblie, de Hristos. Când ai ieșit din apa botezului, ai spus, Doamne, mă duc până în Alaska și predic. Mă bag nu știu, în insule Seychelles mă duc și predic. Mă duc în jungla amazoniană, Doamne, și predic. Și poate că te-ai oprit și a venit confortul. Și ce spune Dumnezeu în seara asta? Să te uiți în tine și să-i spui lui Dumnezeu să trimeată suflul lui de Duh Sfânt și să se reaprindă foc. Și când se va reaprinde focul, vor veni oamenii fără ca să-i chemăm. Când vor auzi oamenii că aici la Profide sau oriunde, în orice biserică, e un foc aprins, ei vor veni fără să-i chemăm noi, Domnul, să facă lucrul ăsta. Sau poate că ai greșit. Poate că i-ai întors spatele lui Dumnezeu. Poate că ai făcut ceva care l-a deranjat pe Dumnezeu. Aici e vorba de păcat și am vrea în seara asta ca Dumnezeu să ne ierte. Ne plecăm capetele. Dacă este cineva aici care vrea ca Dumnezeu să șteargă orice urmă de greșeală pe care a făcut-o și să-L umple Dumnezeu de puterea Lui, vreau să ridici o mână sus. Stați cu capetele jos. Domnul să vă binecuvânteze. Dacă sunt persoane aici, stăm cu mâinile sus. Dacă sunt persoane aici care vor în seara asta Dumnezeu să schimbe puțin din traiect, adică să schimbe radical traiectul dacă e nevoie, ca să înflăcărezi Duhul din tine. În seara asta, fă-i lui Dumnezeu promisiune. Știți cum? Am fost într-o casă undeva, am fost, de fapt, într-o tabără, nu într-o casă, și am fost cu un negru și știți ce spunea negrul ăla în continuu? Mă ridic și nu mai cad. Mă ridic și nu mai cad. Mă ridic și nu mai cad. În seara asta îi spune Dumnezeu. Ne ridic.